Ploșnița verde este o specie de hemiptera. Originea speciei este incertă, însă există două versiuni. Prima versiune, mai veche, spune că dăunătorul este probabil original din Asia de Sud. Cealaltă variantă, mai credibilă, arată că este originară din Etiopia, Africa de Est, de unde se extinde în alte regiuni, așa cum este Asia, America și Europa. Primele raportări ale insectei în Europa au fost făcute în anul 1998 în Italia. Insecta este o specie cosmopolită și extrem de polifagă. Este întâlnită în multe culturi capabilă să se hrănească cu specii de plante ce fac parte din peste 30 de familii. Are o importanță economică, în special datorită faptului că se hrănește cu specii cultivate de leguminoase, așa cum sunt tomatele, ardeiul, varza și fasolea insecta dăunează fructelor acestor plante. Ele înțeapă țesutul fructului cu ajutorul piesei bucale specializate și în timp ce se hrănește, varsă și enzime digestive în fruct. Daunele rezultate includ căderea și malformarea fructelor. Această nouă specie se întâlnește și în România, ca orice al dăunător invaziv, necesită o atenție specială din partea cercetătorilor. Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Nezara viridula face parte din filum Arthropoda, clasa insecta, ordinul Hemiptera, familia Pentatomide, genul Nezara, specia viridula. Denumirea populară în România este de ploșniță verde. Probabil v-ați dat seama de la ce vine această denumire. Adulții au o culoare verde sau verde pal, dimensiunea corpului este de aproximativ un centimetru lungime, deasupra pe scutelum se pot observa trei pete albe și două pete negre dispuse liniar. Larvele sunt întunecate la culoare la început, au o tentă negricioasă maronie, apoi devin treptat verzui întunecate și în cele din urmă verzi pal. Larvele seamănă cu adulții, diferă doar prin culoare și mărime. Insectele sunt prezente în culturile de tomate în perioada mai-octombrie. Însă prezența lor depinde foarte mult de temperatură. Provenită din zona ecuatorială, pot avea până la 4 generații pe an. Este o specie care se dezvoltă foarte bine în condiții de căldură. Astfel se explică preferința acestei specii pentru regiunile cu temperaturi ridicate din România. Femelele depun ouăle pe frunzele plantelor atacate și cercetătorii români au observat o preferință a acestui dăunător fiind observat în special pe soiurile autohtone de tomate. Femelele depun un număr de 68-95 de ouă pe frunză. Toate ouăle sunt depuse pe partea inferioară a frunzei. La început, larvele tinere trăiesc în grupuri, apoi părăsesc locul ecloziunii și se răspândesc pe întreaga plantă. Frunzele sunt atacate atât de larve cât și de adulți. Larvele preferă să se hrănească, în special cu fructele verzi, Adulții preferă însă fructele coapte. Acest lucru se poate explica prin faptul că insectele se suprapun prin etapele lor de dezvoltare și pentru a nu concura pentru același tip de hrană, au dezvoltat această preferință. Un alt factor Poate fi determinat de maturitatea fructelor. Atât larvele cât și adulții sunt importanți din punct de vedere economic, deoarece produc daune fructelor prin leziunile pe care le fac. Daune atât de natură cantitativă cât și calitativă a fructelor. Această insectă inoculează în țesutul fructului o toxină. Astfel, fructele verzi se opresc din dezvoltare, iar cele coapte nu vor mai putea fi consumate de oameni. Pe măsură ce insecta se hrănește, pe fructele atacate, la început apar pete galbene mici. Inițial, petele se concentrează în partea bazală a fructului, în apropierea tulpinii, după scurt timp se răspândește pe întreaga suprafață a fructului. În multe cazuri, fructele coapte de tomate devin galbene cu aspect decolorat. În aceeași măsură, leziunile apar și la fructele tinere, dar și la maturitatea lor. Din cercetările realizate până în prezent, pe lângă leziunile directe, acest dăunător poate provoca daune indirecte prin Pătarea fructelor. Suprafața fructelor devine lucioasă și lipicioasă. În ceea ce privește perioada zilei cu mare activitate de hrănire, se poate menționa că adulții și larvele sunt preze pe plantă, în special la amiază, între ora 11 și 16. Specia prezintă un dimorfism sezonier, adică sunt indivizi de anotimp cald ce au o culoare verde uniformă, iar cei de prece au o tentă brună deschisă cu nuanțe roșiatice. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să învezi la natură.